Memorialul Eternitatea nu este doar o manifestare a militarismului și gloriei sovietice. Aici o să găsiți și mormintea militarilor germani și ungari, cei care au luptat în Transnistria, cei care au luptat într-al doilea război mondial. Deopotrivă, mă refer la naționalitățile sovietice, cât și la basarabenii care au fost în armata sovietică. S-a reușit într-un fel ca acest spațiu să devină unul al reconcilierii și acest lucru eu cred că trebuie să-l înțeleagă toți cetățenii Republicii Moldova. Am decis să mergem la toate cimitirile și să comemorăm toți soldații, eroi, cei care au avut de pătimit din cel de-al doilea război mondial și vrem să transmitem societății noastre un mesaj clar că ăsta este drumul nostru al Republicii Moldova într-un dialog, într-o împăcare, așa cum ați văzut și la cimitirul eroilor de... care l-am văzut mai sus, acolo unde alături de militarii români sunt militari germani, polonezi, cehi, de 18 naționalități, așa cum și aici avem memorialul soldaților sovietici, nu este doar un memorial al gloriei și militarismului sovietic, el este un memorial al tuturor, un memorial al reconcilierii noastre sociale, în primul rând, pentru că alături de acești soldați și militari sovietici, care au fost de foarte multe naționalități și în rândul care au fost și militari basarabeni, avem aici militar această stelă înălțată în 2006 în comemorarea militarilor germani. În stânga avem un alt monument al militarilor unguri și chiar în mijloc, așa cum știți, a fost înălțat memorialul celor care au lăsat. În această ordine de idei, cred că ar trebui să gândim noi politica memoriilor și memoria istorică, pentru că ea trebuie să ne ajute să ne înțelegem unii cu alții și să devenim posesori și stăpâni ai propriei noastre istorii.